Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Cristina Oprea și vă invit să urmăriți știrile GDS, cel mai important grupaj informativ al zilei. Mărirea salariului minim pe economie, dar și scumpirile din ultima perioadă produc deja primele efecte. Căminul de bătrâni din Comuna Malumare, ce aparține de primăria locală, a majorat substanțial tarifele beneficiarilor. Din această lună, acestea s-au mărit chiar și cu 70%. O parte dintre reprezentanții legali ai vârstnicilor internați și-au exprimat deja intenția de a externa. Mai multe sesizări au ajuns în aceste zile la Gazeta de Sud de la persoane care au părinți sau bunici internați în Centrul Social Sfântul Andrei. Aceștia s-au plâns de faptul că în această săptămână au fost înștiințați că taxa la căminul de bătrâni a fost majorată cu până la 70%. Este revoltător faptul că au decis majorarea taxei de la 1000 de lei la 1700 de lei. În aceste condiții, prețul acestui cămin de stat a ajuns la cel al unui cămin particular. Nu ne permitem să plătim această sumă, având în vedere că pembursul, medicamentele, costă alte câteva sute de lei pe lună. În aceste condiții, foarte mulți bătrâni vor fi luați de acolo și transferați în alte centre din județ, s-a menționat în sesizări. Centrul Social Sfântul Andrei din Malumare a fost autorizat în ianuarie 2014 și funcționează în fostul cămin al Liceului Inginer Aurelian Ionete, reabilitat pe fonduri europene și dotat cu bani de la Consiliul Local. Capacitatea centrului este de 70 de paturi, iar reprezentanții acestuia susțin că au majorat taxa pentru că altfel nu mai reușeau să facă față costurilor. Este logic să fie această mărire de prețuri. Poate unii o consideră mare alții nu o consideră mare și o consideră justificată, trebuie să ținem, să recunoaștem că de la punerea în funcțiune a acestui centru în 2014, contribuția de 1000 de lei care a fost generală pentru toată lumea nu s-a modificat. În timp ce salariile au crescut, prețurile au crescut, bine, în timp au fost căderi de TVA, dar mărirea salariilor, mai ales pe sectoarele bugetare și în privat, bineînțeles, se reflectă în prețuri. Iar noi, din această contribuție a persoanelor vârznice, practic asigurăm cheltuielile de funcționare ale Centrului Social Sfântul Andrei. Acest centru deservește nu numai Comuna malu Mare, ci și localitățile limitrofe. Până în 2016, centrul a primit bani de la bugetul local, dar și din venituri extra-bugetare, donații, sponsorizări. Din acest an, potrivit reprezentanților centrului, a apărut a treia sursă de finanțare de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA, repartizate în toată țara căminelor de bătrâni autorizate. Nu este însă suficient. Ce-a dumneavoastră unui vârstnic și cât vă costă? Uh practic, o persoană vârstnică în centru social Sfântul Andrei, în primul rând, îi se oferă servicii de găzduire, de hrană, trei mese pe zi, plus două suplimente alimentare în funcție de regimuri alimentare, plus cei care fac insulină au al treilea supliment alimentar la ora 21. În, activități de petrecere a timpului liber, consiliere psihologică, asistență medicală permanentă. Primarul Comunei Malumare a precizat că majorarea taxei lunare a fost o decizie urgentă din cauza cheltuielilor foarte mari ale acestui centru. De când a fost dat în folosință acest centru, taxa a fost de 1000 de lei. Nu s-a majorat până acum. Anual, de la bugetul local, se duc între 500.000 și 600.000 de lei către acest cămin, în condițiile în care grădinița este la pământ, școala, infrastructura, căminul cultural. Doar pentru salarii dăm de la bugetul local un milion de lei, avem patru proiecte pe masă pe care vrem să le derulăm pentru dezvoltarea comunei, nu ne permitem să alucăm bani în plus acestui cămin, nici majorarea taxei la tarifele stabilite în Consiliul Local nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile pentru fiecare bătrân în parte, a spus pentru GDS Ilie Dodocioiu, primarul comunei Malumare. Și în Comuna Bistreț există un cămin pentru vârstnici aflat în subordinea primăriei. Grupul țintă al acestui centru este format din 12 persoane vârstnice cu domiciliul stabil în Comuna Bistreț. Aici taxa este de 800 de lei pe lună. Nici taxa de la căminul pentru persoane vârstnice din Craiova nu a suferit modificări. Aceasta este de 700 de lei pe lună. Craiovenii trebuie să știe că din cele 20 de fântâni publice câte sunt în oraș, doar 5 au apă potabilă. Acestea sunt cișmele a căror apă provine de la rețeaua publică a orașului și sunt monitorizate de compania de apă Oltenia. Restul de 15 au apă nepotabilă, iar autoritățile au sarcina să-i avertizeze pe cetățeni că este un pericol să le folosească. Cișmelele băniei sunt distruse încet și sigur din cauza nepăsării autorităților sau a lipsei de bun simț a cetățenilor. Din cele 20 de fântâni publice, doar 5 mai au în prezent apă potabilă și aceasta de la rețeaua orașului. În Craiova, doar 5 fântâni publice au apă potabilă. Monitorizarea lor cade în sarcina companiei de apă oltenia, pentru că apa acestora este din rețeaua publică. În cazul acestora, nu mai este necesară monitorizarea calității apei pentru că se știe că este infestată cu microorganisme. Administrația locală are obligația să-i avertizeze pe cetățeni că apa nu este bună de băut, prin aplicarea unor afișe sau plăcuțe, a precizat Ștefan Popescu, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Dolj. Cele cinci fântâni publice cu apă bună de băut sunt Cijmeaua Purcarului, Fântâna Popova din cartierul Romanești, Fântâna Piața Chiriac de la intersecția străzilor Caracal cu Gheorghe Chițu, Fântâna de la Făcăi și Cijmeaua Izvorul Rece cu apă de la Izvarna. Noi monitorizăm calitatea apei doar la cijmelele care au apă din rețeaua noastră. Acestea sunt 5 la număr și la această dată au apă potabilă care se încadrează în limitele impuse de legea apei potabile numărul 458 pe 2002, republicată. Locația și avertizarea populației cad în sarcina autorităților locale, respectiv deținătorul și administratorul acestor fântâni, a precizat Mihaela Chirițescu, purtător de cuvânt CAO. La unele dintre fântânile orașului, fie că apă sau nu bună de băut, tăblițele de avertizare a populației lipsesc sau au fost pe jumătate șterse. Întrebat de starea acestor cijmele, administratorul acestora, în speță rea de PFL, a declarat. Sunt în administrarea noastră cijmelele din orașul Craiova. La această dată suntem în proces de curățenie, proces care cuprinde și aceste locații, a precizat Aurelia Filip, director rea de PFL. În prezent, fântâna purcarului este în mare parte în paragină. Zidăria și tencuiala sunt căzute și gheabul pe jumătate plin cu mizerie. Fântâna Popova se menține într-o stare mai bună, mai puține gunoaie în jur. Fântâna din grădina botanică, adică fântâna Gianu, cijmeaua din parcul Romanescu, cijmelele de la sud de Colegiul Frații Buzești, cea de pe strada Gheorghe Doja și dealul Spirei, nu au apă potabilă. Uizer aduce a doua aeronavă la Craiova. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Consiliului Județean Dolj Ion Prioteasa, care a spus că aceasta va sosi pe 17 martie la Aeroportul Internațional din Bănie. Cea de-a doua aeronava companiei Wizer va asigura transportul către cele trei noi rute care vor opera din această primăvară pe aeroportul din Bănie, Madrid, Köln și Liverpool. Cursa către Madrid va fi operațională din 26 martie, iar cele către Liverpool și Köln din 27 martie. De la sfârșitul lunii martie se va putea călători cu avionul din Craiova și către Paris și Veneția, tot prin intermediul Wizer. De pe aeroportul Craiovean se mai poate călători în prezent către Londra, Bolonia, Milano, Roma, Veneția, Barcelona, Valencia și Paris. Elevii din clasele primare își vor putea testa săptămâna viitoare nivelul de pregătire pentru examenele naționale. Evaluările vor începe luni cu proba scrisă la limba și literatura română, disciplină la care anul acesta au apărut noutăți în ceea ce privește subiectele. În dolj sunt așteptați la simulări peste 17.000 de elevi. Subiectele pentru evaluarea elevilor din clasele A8, -a, dar și a celor din clasele A11 -a și A12 -a, vor fi elaborate de Ministerul Educației Naționale. Potrivit calendarului pentru derularea simulărilor, luni 13 martie are loc proba scrisă la limba și literatura română, pe 16 martie este proba scrisă la matematică, iar pentru cei de la liceu, la profil teoretic, proba scrisă la istorie. Liceenii din clasele A12 -a vor susține pe 17 martie proba la alegere din aria profilului. În dolj sunt așteptați în sălile de evaluare 5.400. 56 de elevi de clasa 8-a și aproximativ 12.000 de elevi de liceu, din clasele a 11 -a și a 12 -a. Anul acesta, elevii de clasa 11-a vor avea cerințe noi la limba și literatura română, adaptate la modificările care vor intra în vigoare din 2018. Astfel, la primul subiect nu va mai fi un text dintr-o operă literară, ci un text aparținând genului epistolar, juridic, memorialistic, jurnalistic, științific, argumentativ. Și pentru elevii de clasa 8 s-au anunțat schimbări în ceea ce privește structura subiectelor la limba și literatura română. Română. Astfel, la prima parte vor avea un text literar aparținând genului liric, epic sau dramatic, și vor avea șase întrebări în loc de 5. Se va pune accent și pe gramatică și vor crește cerințele de morfologie. Sunt noutăți și în ceea ce privește punctajul, în sensul că se vor acorda mai multe puncte pentru respectarea regulilor de punctuație și ortografie. Modelele de subiecte sunt publicate și pe site-ul Ministerului Educației. Rezultatele simulărilor vor fi publicate în ultima zi a lunii martie. Un accident de circulație a avut loc în această dimineață pe DN7 în Comuna Vulceană, Golești. O dubă plină cu marfă a intrat în șanț, iar produsele care se aflau în autovehicul s-au împrăștiat pe carosabil. În accident nimeni nu a fost rănit, însă duba a fost serios avariată. Sensul de mers pitești râmnicu Vulcea a fost blocat mai multe ore și s-a circulat alternativ. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Ziua de 9 martie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește pe cei 40 de mucenici uciși în Sevastia, are pentru spiritualitatea populară o conotație aparte. Conform tradiției creștine, sfinții martiri au fost 40, însă după cea getodacică au fost 44, atâtea fiind și zilele dintre 9 martie și 23 aprilie. Potrivit tradiției populare, femeile fac în această zi mucenici în formă de opturi. Aceștia sunt duși la biserică pentru a fi binecuvântați, iar apoi sunt consumați în familie. În ziua mucenicilor, în credința populară se deschid mormintele și porțile raiului, iar gospodările fac în cinstea sfinților mucenici 40 de colaci numiți sfinți mucenici sau brădoși. Un alt obicei este pornirea simbolică a plugului. Sărbătoarea consacrată agricultorilor, scoaterea plugului în fața casei în mod festiv, reprezintă deschiderea ciclului sărbătorilor de primăvară și totodată a muncilor câmpului specifice anot Timpului. Se spune că tot ce este semănat în această zi o să rodească de 40 de ori mai mult, iar cine nu respectă sărbătoarea va suferi 40 de zile. Ziua mucenicilor era și un prilej de prognozare a vremii. Se consideră că dacă plouă în această zi, va ploua și de Paște. Dacă tună, vara va fi prielnică tuturor culturilor. Dacă îngheață noaptea de dinainte acestei zile, atunci toamna va fi lungă. În credințele Romanilor, în această zi se termină ciclul celor nouă babe, care semnificau iarna și începea șirul zilelor moșilor, ce marcau începutul zilelor Agricole. Doamnelor și domnilor, a venit momentul să aflăm care este prognoza meteorologilor pentru această perioadă. Temperaturile scad cu câteva grade Celsius și este posibil să plouă în întreaga regiune. Cerul va fi mult mai noros la noapte, iar temperaturile minime vor oscila între 3 și 6 grade Celsius. Vor fi doar 3 grade la Filiaș, 4 la Drobeta, Turnu Severin și 6 la Craiova și Calafat. Mâine ploile vor pune stăpânire pe Oltenia, iar temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 16 grade Celsius. Vor fi 10 grade la Corabia, 12 la Craiova și Râmnicu vâlcea și 16 la Drobeta, Turnu Severin. la GDS se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută în continuare alături de programele ale GTV. La revedere.